Salt Bay taie curentul la restaurantul din Londra. Îl știți pe băiatul ăsta care făcea senzație pe TikTok cu flexul ăla lui din cot? Nusret, celebrul Salt Bay, e super bazat cu un lanț de restaurante în cele mai fierbinți locuri din lume, Dubai, Statele Unite, Istanbul și aș fi zis și Londra, dar acolo nu mai e așa cald, fiindcă a oprit căldura. E viața grea, costă mult curentul, iar Nusret face economie. 680 de lire un mușc de vită Wagyu, 630 de lire un tomahawk, profit de 2,8 milioane de lire sterline în 2022, dar stai cu geaca pe tine că nu mai e căldură în restaurant. Oricum ți se încinge creierul în cap de la prețuri și la orele de vârf, oamenii se încălzesc unul de la altul, nici nu mai simți că e fric când pui gura pe aproape 1000 de lire. Am mai tăiat și din preparate, nu la cantitate, dar la diversitate, fiindcă friptura de 1450 de lire acoperită în foiță de aur nu se mai regăsește în meniu. Ăsta a dat flex de berceni să închizi căldura ca să faci economie, dar și berceniu și Londra sunt tot în Europa, unde prețurile la energie electrică au crescut, iar mulți dintre cei care aveau afaceri au redus programul de funcționare al restaurantelor, precum și numărul de angajați.